Mă bucur să fiu aici și, așa cum a spus pe lung sau pe scurt, vă voi vorbi despre emoție. Am zis, titlul ăsta e Eliberarea emoțiilor, din dorința mea de a ajunge până acolo, cu dumneavoastră. În fine. Am fost educați să ne înfrânăm emoțiile. Am fost condiționați, încă din primele zile ale existenței noastre, să ucidem în noi trăirile spontane. Am fost trași înapoi, împinși, îndemnați, să nu facem ceea ce simțim. Nu pune mâna, nu băga în gură, nu linge, nu înghite, nu băga degetele în priză. O chestie delicioasă care ne-a fost interzisă încă de la început. Tot ce însemna risc, în mod normal, ne era interzis. Povestea asta cu interzicerea trăirilor, interzicerea reacției spontane, este un lucru care ucide și creează, vă dați seama, știm cu toții, frustrări. Cu alte cuvinte, eu vreau să vă spun că, așa cum nu ni se spune, copilăria e o perioadă grea. E o perioadă în care ți se spune tot timpul, nu ai voie, nu e pentru tine, nu acum, așteaptă. Taci, mișcă, dispari, treci în camera ta. Copilăria este o perioadă în care acumulăm foarte multe tensiuni, foarte multe frustrări. Acumularea asta de tensiuni și de frustrări se vede mai înapoi, pentru că nu așa, e o armată de psihologi, psihoterapeuți, psihanaliști și psihiatri care trăiesc de pe urma acestei probleme și totul, se zice, e în copilărie. Într-un anumit fel, este. Ce se întâmplă cu aceste frustrări? Aceste frustrări sunt ca niște viruși care forfotesc pe dinăuntru și care își caută eliberarea, își caută locul în care să se, pe unde să iasă. Cu timpul, frustrările se acumulează și începem să ne simțim vinovați. Apare vina. Vina că simțim ceea ce simțim. Vina că ne face, că nu putem să spargem fereastra vecinului, să punem în piedică pisicii care trece tot așa vecinei și așa mai departe. Vina că nu putem să fim în acord cu natura noastră. Lucrul ăsta nu e un lucru simplu. În momentul în care tu începi să te dedublezi, pentru că ești vinovat pentru trăirile tale, pentru impulsurile tale, apare o distanță care este frustrare. Cu cât distanța între ceea ce ești obligat să trăiești și felul în care comportamentul tău condiționat și natura ta, ceea ce simți să faci, cu cât distanța este mai mare, tensiunea e mai mare și o plătim mai devreme sau mai târziu. O plătim prin faptul că începem să ne simțim vinovați pentru că suntem cum suntem. Ne uităm la mama și spunem, uite cât mă iubește și are un copil ca mine, care nu învață, nu se culcă de vreme, nu se spală singur și așa mai departe. Începem să fim vinovați pentru că suntem cine suntem. Cu această vină ieșim din copilărie și ajungem în adolescență, unde în adolescență, din fericire, mai sunt momente de explozie, de rupere acestei poșghițe care înseamnă educația, pentru că educație nu vrem înseamnă frustrare, înseamnă reguli pe care trebuie să le respectăm. Bineînțeles că aceste reguli sunt făcute ca să ne protejeze, să reușim pentru supraviețuire, pentru a avea un succes ulterior. Dar despre ce succes putem vorbi când ulterior, mai târziu, suntem praf pe dinăuntru, dar avem un apartament extraordinar. Suntem incapabili să avem o relație, dar suntem frumos îmbrăcați. Problema asta cu diferența între esență și aparență, e fix ce se numește la teatru, diferența asta între esență și aparență, aici se joacă teatru. O să vorbim un pic dacă am timp și cred că reușesc despre ce înseamnă de fapt teatru. Problema asta, diferența între esență și aparență, e aceea care ucide spontaneitatea noastră. Ceea care ne face să nu putem comunica cu propriile sentimente, cu propriile nevoi. Pentru că nevoile noastre de bază trebuie tot timpul îndeplinite. Care sunt adăpost, mâncare, sex, siguranță și așa mai departe. Vă vorbesc în primul rând despre nevoile de bază. Astea ne-au împins să experimentăm. Astea ne-au făcut să cunoaștem lumea. Și pentru asta ni s-a dat peste deget. Venim în adolescență în care, din fericire, dintr-o explozie, din toate felurile, ca să nu mai zic de cea hormonală, spargem un pic din această educație, zicem la dracu cu tot ce ni s-a spus, vreau să fiu eu, vreau să fac ce simt în sfârșit. E, trece și adolescența cu răni multe
Și ajungem în ultima perioadă de formare, cea în care vin peste noi și mai multe reguli pe care trebuie să le respectăm, tot așa ca să avem un succes ulterior. Bun. Avem această uriașă încărcătură înăuntru nostru. Avem aceste lucruri pe care le-am înfrânat, le-am ascuns, le-am îngropat cât mai adânc în noi pentru a fi buni, frumoși, corecți față de familie, față de colegii de la grădiniță, de la liceu, față de prietenii care vin la masă duminica. Facem frumos și în același timp suntem furioși pentru că nu putem să fim în acord cu natura noastră. În povestea asta pe care eu o fac, și acum mă rezum la partea de profesorat, au art actorii la teatru, la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică, I.L. Caragiale București. E scris foarte lung ca să impresioneze. Deci m-am gândit care este calea prin care oamenii pot asuma reguli fără să fie uciși de ele, fără să se simtă sufocați că trebuie să le respecte. Și există o metodă. Există un drum. Unul singur. Eu am găsit unul. Jocul. În joc, atunci când jucați orice fel de joc, nu vă supărați nicio clipă că la basket n-aveți voie să dați cu piciorul. Nu vă înfuriați nicio clipă pe inelul de metal în care trebuie să aruncați mingea. Și când vi se spune n-ai voie cu piciorul, nu se supără nimeni. Ți se spune pasă-i numai cu mâna, ai voie să... Și așa mai departe. Toate regulile astea le asumăm imediat cu plăcere. Față de toate celelalte reguli care ne ucid, ne enervează, ne frustrează, în sfârșit sunt niște reguli pe care le asumăm cu plăcere, în joc. Iar în momentul în care reușim ca nenorocita aia de minge să intre prin inelul de metal, strigăm foarte fericiți, am reușit. Ce? Am reușit ce mi se cerea. Păi când la servici ați urlat asta către șef? Am terminat dosarul pe care mi l-ai dat. Mai vreau unul. Îmi doresc încă o sarcină. Niciodată. În joc, în schimb, îți asumi pre ei, te bucuri de sarcinile pe care le ai. Te bucuri de rostul tău în joc. Aici vreau să ajung. Știți ce e la rost, nu? Rost este, dacă te uiți la ușă, locul în care se îmbină elementele, ușa cu balamaua, iar acolo e un spațiu mic care se numește joc sau rost, care face ca cele două obiecte care se îmbină să se poată mișca liber. Jocul, rostul, este locul în care eu mă îmbin cu realitatea, cu sarcinile care mi se dau, cu natura mea intimă. Natura mea intimă, atunci când își găsește rostul în jocul social, se bucură să fie acolo. Apare o satisfacție enormă că ceea ce mi se cere, eu și fac. Pentru că este în acord cu natura mea. Tot ce este în dezacord cu ceea ce eu vreau, simt, trăiesc, reacția mea spontană când e ucisă, creează frustrare și... În fine, îmi vine să arunc în aer, nu sunt timpuri prea bune pentru a spune asta, dar îmi vine să sfâși și să rup, să sparg geamul vecinului. Am ceam cu vecinul. În momentul în care însă joc un joc în care eu am un rost, în momentul în care îmi înțeleg rostul, încep să mă bucur. Încep să mă bucur de jocul meu social din care fac parte. Cu alte cuvinte, jocul nu joacă. Nu joacă fără miză. Jocul are miză. Uneori uriașă. Vedem pe ce sume se joacă la tenis sau la fotbal. Deci, jocul poate să fie pe viață și pe moarte. Jocul nu e o activitate eliberată de miză și așa în sine. Bun. Deci, cu alte cuvinte, jocul ar fi principalul instrument prin care eu pot să răstorn regula, să o citesc ca în loc să fie constrângătoare ucigașă pentru mine, să fie o plăcere și o posibilitate de a mă arăta pe mine cât de bun sunt eu în acest joc, indiferent despre ce joc e vorba. Acum,
puțin despre teatru. În momentul în care vine studentul la teatru și intră acolo, este șocat de un lucru. Că toate trăirile, sentimentele lui, tot ce el a ascuns ani de zile în viața lui până atunci, în locul ăla, în atelierul de teatru, are voie să le arate. Ba dimpotrivă, asta îi se cere permanent. Fă ce simți, spune ce crezi, fă ce gândești, acționează, colaborează cu ceilalți, schimbă, fă ca tine. Spre deosebire de ce poate multă lume crede, actorul nu imită pe nimeni. Actorul intră într-un joc cu niște reguli foarte clare și în acel joc el își dezvăluie natura sa intimă. De aici plăcerea. De aici plăcerea. Acum, noutatea, pentru că e vorba New Evolution Way, vreau să vă spun că foarte de curând în România, mă bucur tare pentru chestia asta, și copiii noștri și ai altora, în fine, se vor bucura de asta. Am reușit, de foarte curând, asta e o lună, două, cu adevărat, să introducem ore de teatru în școli și în licee și urmează și în universități. Universitatea noastră a reușit această mare luptă, care este o chestie extraordinară. Orele de teatru, de jocuri teatrale în școală. Ce vrem cu asta? Păi vrem ca, virgulă, copiii noștri să aibă posibilitatea să-și exprime sentimentele, trăirile. Vrem ca ei să aibă satisfacția că ceea ce ei simt este corect. Nu este o vină pentru ce simte fiecare. Iar asta în jocul teatral se poate. Acum, vorbind despre studenții la teatru, care discuția e mai largă, nu e vorba în primul rând despre studenții la teatru, sper că ați înțeles, este vorba despre felul în care noi ne poziționăm în raport cu sarcinile vieții noastre. Tot timpul primim sarcini. Și în fiecare clipă a vieții noastre jucăm multe roluri sociale. Suntem fică, suntem șofer, suntem vecin, suntem amant, suntem creditor, suntem director. Avem multe roluri sociale și nicio dificultate de a trece dintr-unul într-altul. Când te sună mama, ai deodată altă voce și altă personalitate. Da, mami, dacă e o relație bună. Da, dacă e o relație corectă. Acum, când sună iubita, deodată se schimbă vocea. Da, iubi, și așa mai departe. E asta fățărnicie? E un rol social. Atunci când ai responsabilitatea altora, de exemplu, ca șef, trebuie să îți asumi această autoritate a rolului tău de șef, pentru că altfel oamenii pot fi răniți, pot avea loc accidente la locul de muncă. Și atunci, rolurile sociale sunt rosturile noastre prin care trecem zilnic și pe care ni le asumăm pe rând, de fiecare dată, fără nicio problemă. Cum facem asta? Pentru că există o libertate a rolului. Rolul, ca și rostul, presupune libertate. Niciun joc pe lumea asta nu poate fi jucat obligat. Puneți copiii să joace un joc fără ei să vrea. Fără ca ei să vrea. Nu se va obține niciun joc, pentru că jocul este libertate întotdeauna. Am să vă povestesc o chestie foarte interesantă apropo de asumarea vocilor care sunt în tine, a frustrărilor care te macină și pe care, în mod normal, până în ultima clipă a vieții, nu le dai glas, decât poate pe un cont fals pe internet sau așa mai departe, când poți să spui ce simți. Până atunci, nu. Acum vreo 2-3 ani am avut o studentă foarte bună, foarte energică, care de fiecare dată când începea să lucreze, deșteaptă, înțelegea bine ce îi se cere și ce își cerea ea însăși. Dar imediat cum începea să lucreze, după 2-3 secunde se oprea. Și iar le lua, și iar se oprea. Apărea o ezitare, o măcinare interioară. Și am întrebat-o, ce-i cu tine? Nu, că acum fac. Nu, zic, stai. Nu, ce să faci? Stai. Ce e cu tine? Păi zice, pur și simplu, aud o voce în cap așa, zice, asta mi se întâmplă, zice, de nu mai ții minte când. Nu o să post tu asta. Nu acum. Uite, nu te-ai pregătit destul. Sau e rușine să faci chestia asta. Sau acum o să o fac? Hai că o fac mâine. Fă-o mâine. O voce care
îi eroda fiecare încercare. Am rugat-o așa, te rog frumos din clipa asta, spui și ce zice vocea din capul tău și textul pe care l-ai de spus în scena pe care o lucrăm. Și ai zis, nu, domn profesor, nu, cum așa? Absolut. Spui tot. Tot ce trece prin cap. A durat ceva până am convins-o. Fata avea încredere în mine, avea încredere în ea, dar nu știa cum să treacă de blocaj. Și a început. Și a început să zic. Să zic un pic din text. Făcea, vezi, dar ești proastă, ești proastă. Ți-am zis, nu te mai băga. N-o să poți. Nimeni nu te înțelege. Nimeni nu te ascultă. Nu ești în stare. Iar zicea din text. Se elibera, se încătușa. Vorbea pe mai multe voci. Nu era numai o voce răutăcioasă. Erau două. Una era foarte răutăcioasă, alta o lua ușor. E, lasă. O să faci tu într-o zi, știi, când o zbura porcul. Fata asta a reușit să scoată din ea, să verbalizeze aceste voci. Știi ce s-a întâmplat? În mai puțin de 2 minute, frustrarea a scăzut aproape de zero și a căpătat o încredere fantastică. Pentru că aceste frustrări ne conduc și ne erodează câtă vreme le lăsăm. Le ținem ascunse, câtă vreme le ținem îngropate. Când le scoatem la suprafață, ele mor, pentru că ele se hrănesc din ascundere. Ele se hrănesc din taină, din umbră. Orice umbră adusă la soare dispare într-o clipă. Și atunci, așa cum actorii, pentru că ce e un actor, timpul e scurt, vă spun, mai am un minut. Un actor este un om care își asumă sarcini, nu e un om care imită, un om care își asumă problemele altuia, al lui Hamlet, ale Ofelie și așa mai departe, își asumă probleme. El și le asumă cu sensibilitatea lui, cu mintea lui, cu trupul lui, le întruchipează pentru noi. De-aia gelosul se numește Otello, îndrăgostita se numește Julieta, avem nume pentru sentimente, pentru frustrări, pentru trăiri, avem nume în teatru. Aceste nume ne ajută să le dezvăluim, lumea să le vadă și ele să scadă, să iasă din noi și să-și piardă puterea pe care o au asupra noastră. Dezvăluirea senzațiilor intime, care este unul din jobul actorului, dezvăluirea senzațiilor intime, a ceea ce simte, a emoțiilor de o clipă, a oricărei fel de emoție, că de așa spun scaun, că mângâi covorașul ăsta, totul e emoție. Emoția este legătura noastră cu lumea, cu noi înșine. Totul este emoție, iar emoție înseamnă, mai am 40 de secunde, ex move, din mișcare, înseamnă că te mișcă din loc. Înseamnă că dacă erați la început plictisiți, acum sunteți și mai plictisiți probabil, în orice caz este deplasare. Emoția înseamnă deplasare, mișcare din loc, transport, din locul condiției interioară în care ești când începe procesul. Iar acest lucru, emoția, apare pur și simplu atunci când îți înțelegi rolul și ți-l joci. De părinte care are grijă de copil, așa că ce vă îndemn eu că mai am 7 secunde? Vă rog eu, fiți actorii principali în viețile voastre, dezvăluindu-vă ce simțiți, scoateți la suprafață, fiți Morgan Freeman din viața dumneavoastră. Vă mulțumesc!